Am să citesc câteva cuvinte. Stricăciunea oamenilor. Geneza face a 6, de la 1 la 7. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne acurulea mea, căci și omul nu este decât rame păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriași erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele și fetele cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la teritoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Și de la versetul 8 avem cartea lui Noia.